După ce s-au deschis ușile în această seară, după capricii... Liviu și Delia aveau o discuție afară referitor la tot ce s-a întâmplat astăzi în emisiune, atât în emisiunea Mireasa cât și la Capricii. Delia spunea că nu se aștepta și la ceva din afara casei, se aștepta cumva la reacția celor din casă referitor la ei doi și la cunoașterea lor, dar nu se aștepta să intervină ceva și din afară și aici se referea la mama Iulianei cu acel mesaj și intervenția ei telefonică, toate cele informații pe care le-a adus practic referitoare la trecutul lui Liviu. Liviu spunea că el se aștepta cumva să apară ceva pentru că până în momentul de față a fost totul bine și frumos, dar acum dacă este cu Delia într-o cunoaștere, se aștepta cumva să apară ceva. Delia spunea că nici n-a putut să se bucure de momentul lor, pentru că astăzi în live via se simțea bine în urma celor întâmplate azi noapte, dar nici n-a putut să se bucure pentru că vedea că cineva în fața ei suferă și se simțea aiurea. Asta, bineînțeles, cu referire la Iuliana. Se vede clar că sunt afectați amândoi, atât Delia cât și Liviu, și se simt judecați de către toți cei din casă sau de către majoritatea. Spunea că și la Capricii a văzut materialul acela cu fetele când vorbeau despre ea. Și aici e vorba despre Maria, Cristina, dacă nu mă înșel, și nu i-a căzut deloc bine, dar asta e, o să treacă și vor vedea ce va mai fi.